non-stop hits. Impuls Radio. Ne apropiem de ora 10, 9:54. S-a întors Nadina din nou cu știri. Ai vești bune sau vești proastii de data asta? Așa și așa. Așa și așa. Cum le avem, așa le spunem, așa le dăm. De luni. Avem știri de luni. Haide, astăzi avem o aniversare nefericită, din păcate. Despre ce este vorba aflăm chiar acum de la Nadina Zisu. Așadar, astăzi se împlinesc 47 de ani de la cutremurul devastator din 1977. La aproape jumătate de secol de la tragedia în care au murit 140 de români, Bucureștiul se numără printre cele mai vulnerabile 10 orașe din lume la risc seismic. Sute de clădiri din capitală sunt un adevărat pericol pentru locatari, dar și pentru trecătorii de pe stradă. Elevii de clasa 12-a susțin astăzi simularea examenului de bacalaureat la limba română. Mâine are loc proba la matematică sau la istorie, iar pe data de 6 martie proba la alegere a profilului. Lucrările vor fi corectate digitalizat. Un șofer drogat a făcut praf 4 mașini parcate după ce a intrat în plin în ele pe un bulevard din București. Polițiștii au aflat ulterior că șoferul avea și permisul suspendat. Cimitirul în care a fost înmormântat Alexei Navalny a fost închis de poliție. Sute de oameni veniți să-i aducă un ultim omagiu fostului dizident rus nu au mai putut intra la mormântul acestuia, chiar și așa. Locul de veci al lui Navalny este acum acoperit de flori, mesaje și jucării de pluș. Angajații din Italia au dreptul să ceară despăgubiri dacă sunt stresați de șefii la locul de muncă, potrivit unei decizii recente a Curții Supreme din peninsulă. Angajații italieni se confruntă adesea cu comportamente abuzive și umilitoare din partea angajatorilor, scrie presa italiană. Olaf Scholz a fost primit de Papa Francisc la Vatican. Cancelarul Germaniei a oferit suveranului pontif mingea oficială de la campionatul european de fotbal, care se va juca vara aceasta. Mai multe regiuni din Statele Americane, California și Nevada au fost lovite de viscol puternic. Rafalele au ajuns și la peste 300 de kilometri pe oră în regiunea munților Sierra Nevada. Peste 50.000 de americani au rămas fără curent electric și mai multe drumuri principale au fost închise. Debut de senzație în box office pentru pericula Dune 2. Filmul a adunat 178 de milioane de dolari la nivel mondial. A fost cel mai bun debut de weekend de anul acesta și cel mai consistent de la filmul The Eras Tour al lui Taylor Swift. Cam acestea au fost știrile dimineții. Sunt Nadina Zisu, vă aștept și mâine dimineața la 8, 9 și 10 pe Canal 2 și pe Radio Impuls la știri. Vă aștept! Dimineața pe 2. Dimineața pe 2. On Impulse Radio. Am zis că mă duc să văd Dune 2. Am văzut Dune 1. Eu nu am văzut niciunul. Nu? Nu. Foarte. Merită? Știu că este mare nebunie cu Dune. Eu am încercat să văd Dune-ul ăla de pe vremuri. Am să stic cu Zendaya, Dune 2. Da, pentru Zendaya merg. Deci Dune-ul ăla de pe vremuri, mie mi s-a părut o chestie mega ciudată. Adică n-am putut să-l văd. Adică nu ăla din 2021. Nu. Ăla din anii 80 sau nu știu când a fost făcut. De mult. Și n-am putut să mă uit și am refuzat să citesc și cartea, că toată lumea era la un moment dat la modă să citești cartea, să vezi filmul. În schimb, Dune 1 mi-a plăcut, mă duc și la Dune 2. Mă duc la cinema, fiindcă îmi place la nebunie să merg la cinema și să mănânc popcorn. O de-aia mare. Pac. Poți să mergi la VIP, știi, și mănânci cât vrei. E prea scump. Las că nici popcornul ăla nu e. Tot acolo ajungi, La fel am zis și eu, dar tot acolo ajungi. Da, da, te mai duci, îți iei suc de câte ori vrei tu, îți iei popcorn de câte ori vrei, nachos de câte ori vrei. Ai mâncărica acolo, În 99 de lei sau ceva, deci merită. Chiar, asta chiar e o cheltuială care merită. Și eu dădeam 99 de lei numai pe popcorn. Doar că eu acum îmi zici? Eu am optat cu scaunele. În schimb, aia nu mi-a plăcut, dar în rest recomand. Deci ce probleme ai avut cu scaunele? Poți să te lași pe spate, să stai, vezi, Doamne, și comod. Și tu ai nimerit la stricatul. Nu, toate erau stricate, numai că în momentul în care mă ridicam un pic, venea scaunul din spate și mă arunca. O propulsau, vedeai pe Nadina cum zboară. Da, nu, treaba asta nu mi-a plăcut. Deci tot mai bine la normal cu popcornul de acasă, ascuns într-o sacoșă de ceva. Ce vicurafia frumos după tine, îți bagi popcorn acolo. Nu vrem să vă dăm idei, vă mai dăm multe idei la fel de geniale și mâine edis de dimineață. De la 7 o să fie marți. Ce ne aduce ziua de mâine? Păi ne aduce 5 martie. Nu m-am mai uitat la vreme, la meteo, plouă, ninge sau e soare. Nu prea e, astăzi doar e soare, atât în rest. Ieri a fost baba mea. Ieri a fost băbuța ta? Da, la amiază a fost un pic de soare. Ți-ai ales babă grig? Nu, dar ci că e 24 august, 2+4 păi egal 6. 6. Ne auzim miercuri. Da? Vă pup! Pupi, pa! Pa, pa!